v-am găsit la Panoramic. Căldură mare, mon cher. Mai luăm un pahar cu apă, mai stăm la aer condiționat. Ne gândim la vacanță, da, dacă tot suntem în luna lui cuptor și ne gândim că a trecut bacaloreatul, au rămas ecourile, după atâta inspirație, transpirație, procentaje, bac, ne-am gândit și noi să luăm tema asta la puricat, pentru că este tema emisiunii. Ne-a lovit inspirația, transpirația, a trecut bacalaureatul, au rămas procentajele. Despre procentajele de la examenul de bacalaureat 2015, sesiunea vară, vorbim astăzi cu invitatul meu, Mugur Burcescu, profesor de limbă și literatură română. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! E răcoare la noi în platou, este, avem da. Și un pahar cu apă. Da. Și la dispoziție date concrete despre cum a fost de la examenul de bacalaureat sesiunea de vară 2015. Mm-hmm. Așa, în linii mari, hai spuneți-mi prima noastră impresie. Din prima. O impresie generală ca impresie referitoare la rezultate? La rezultate. Eu aș spune că erau rezultate previzibile și că numai niște oameni ipocriți se miră și se închină. Rezultate previzibile în ceea ce privește procentul de promovare. În ceea ce privește alte probleme, le discutăm dacă avem timp, că și acolo sper au apărut niște surprize și nu dintre cele mai plăcute, dar o să le discutăm. E adevărat că avem 36% pe județ. E adevărat că suntem ultimii în țară. Nu trebuie să ne ferim de această realitate. Problema este să o acceptăm și să luăm niște măsuri ca această realitate să devină o amintire. Numai că eu spun dinainte că niciodată nu se vor lua măsurile care trebuie. Bun. L-am văzut la un moment dat și pe ministru, cum spunea el că sigur va veni peste județele care au procente foarte mici, că o să vină el să facă ordine aici. Eu sunt convins că și dacă va veni, nu va face niciun fel de ordine, pentru că pur și simplu nu știe ce să facă sau nu vrea să facă. Adică lucrurile care trebuie făcute nu s-au făcut niciodată în 25 de ani. Deci aș avea eu certitudinea sau măcar speranța că se vor face de acum încolo. Eu spun din 90 încoace, de când aveam jumătatea vârstei pe care o am acum, că s-a greșit fundamental. S-a greșit fundamental în modul cum a fost concepută rețeaua școlară. S-a greșit fundamental pentru că fiecare a făcut ce a vrut și a făcut clase de care a vrut. Nu s-a vorbiți greșit, de fiecare liceu Fiecare liceu a făcut ce a vrut, ministerul a aprobat cu generozitate și s-a ajuns după 25 de ani, ăsta e de contul pe care îl plătim pentru prostiile făcute în 90-95. 2000 și pe care, iată, continuăm să le facem prostiile astea. Domnul ministru Sorin Câmpeanu a spus că dacă subiectele ar fi fost mai ușoare, am fi avut mai multe medii de 10. Subiectele nu au fost mai ușoare. Am insistat asupra modului de formulare al subiectelor și al profesionalismului privind baremele de, corectare. Deci, formularea și baremele. Subiectele au fost ușoare, deci asta este clar. Și au fost și foarte clare. Teamă mie, că nu au fost foarte clare pentru cei care au corectat, pentru unii dintre cei care au corectat. Dar asta e o altă discuție, repet, vreau să o abordăm. Astăzi neapărat. Dar, fără discuție. Dar, într-adevăr, subiectele au fost legere. Nimeni, dovadă că nu s-a plâns. Copiii, când ziceau din examen, se bucurau. Se bucurau. Punctul 3 la limba română îl fac eu astăzi, ăla la uman. Exact. Îl fac eu astăzi. Da. Fără probleme. Deci, fără probleme. Și pe ăla de la real cu atât mai mult. Păi, de-aia am zis de la uman. Da. Și atunci, deci, nici ei nu au receptat subiectele ca pe niște subiecte imposibile sau grele sau nu știu cum. Nu. Și atunci, cum iată, avem și cele mai bune rezultate la bacalaureat la nivel național. Cluj, 82,18%, Brașov, 78,74%, Sibiu, 76,81% și în capitală, deși aria este mult mai largă, 68%. Felicitări județului Cluj, ca să spunem așa, fair play fiind. Dacă observați clasamentul, sunt exact județele la care eu mă așteptam să obțină procentele astea. Sincer. Noi nu... Dacă la casa de pariuri nu putea juca cu X pe examenul de BAC, ați fi și câștigător. Da, fără discuții.
De ce? Pentru că noi nu vrem să înțelegem multe lucruri. Multe lucruri care explică rezultatele astea. În primul rând, structura populației școlare de care beneficiem noi la nivel de județ. Populația noastră școlară vine din multe zone în care interesul pentru învățători este aproape nul. Practic, suntem un singur oraș. Că mai vrea să creadă și Mihăileștiul oraș sau Bonintinul, mă rog, am rezervele mele pentru noțiunea de oraș, dar nu contează. Sunt declarate asta. Orașele, le luăm ca atare. Bine, le luăm ca atare, dar mă rog. În rest, de jur împrejur, zone rurale în care interesul pentru învățături, condițiile de învățare, situația în familie, situația cadrelor didactice, toate acestea, da, concură la realizarea unor, între ghilimele, stimularea și elevul în sine, exact, într-un final. Și la realizarea unor rezultate ca acelea pe care le-ați văzut. În plus de asta, la nivel de oraș, avem cel puțin două licee parazitare. Astea nu au ce căuta în nomenclatorul liceelor. O să le rom pe rând. Haideți să vedem și rezultatele cele mai slabe. Da. Giurgiu, să luăm burtiera, să vedem până la capăt. Giurgiu, 36,6%. Da. Ilfov, 40,92%. Și Telorman, să vedem cât este la Telorman. Asta cam nu scris undeva. 42,73%. Da, le știu pe din afară, așa că... Le-ați învățat. Nu e nicio surpriză. Ilfov are aceeași structură ca și Giurgiu. Practic câteva licee temiri pe unde. Întâmplarea face că le cunosc foarte bine. Liceul de la Snagovie, o jenă de liceu, ca să nu-i spun altfel, e compatibil cu navala și cu chimia de la noi, ca valoare. Dumneavoastră rezolvați punctul 3 la liceu, ca să facem așa o parabolă. Da. Și atunci rezultatele acestea sunt normale. Clujul, Sibiu sunt județe cu foarte, cu populație preponderent urbană și cu un nivel, sunt centre universitare, au un bazin de colectare a populației liceale mult mai dezvoltat decât al nostru. Calitatea culturală, păi n-o să ne punem noi cu Sibiu acum, care ați văzut, își permite să organizeze cel mai mare festival de teatru din Europa. Nu o să ne punem noi cu Clujul, unde sunt fel de fel de, adică sunt centre de iradiere culturală, astea toate, Sibiu, Brașov, Cluj. Bun, deci asta este o chestie care pur și simplu se dă, da? Este așa ca la matematică, se dă. Așa. Ce se cere? Că din coace trebuie să... Ce se cere lor sau ce ni se cere nouă? Aici, ca să ajungem, sigur, nu avem atâția factori care să ne recomande... Populația școlară n-ai cum să o schimbi. Să ne ajute asta atât este de mult. Nivelul, asta e structura ei. Structura populației școlare din acest județ. Dar și totuși, să știți că au fost ani mai buni și mai răi. Da, s-au fost ani în care s-a putut copia mai mult. Deci asta e singura explicație. Mie să nu-mi vină cu altele. Deci au fost ani în care supravegherea la bacalaureat a fost mult mai lejeră. A venit cu niște noutăți în ceea ce privește examenul de bacalaureat. Da. S-au corectat orașele între ele. Am înțeles că Giurgiu parcă a fost cu Buzăul. Nu, nici vorba. Nu. Lucrările de la Giurgiu au fost duse în județul Ialomița, iar noi ne-au venit lucrări din Mehedinți, deci nu una contra altei, adică noi la ei și ei la noi. Nu, deci s-au plimbat lucrurile, ceea ce, din start, ca să înțeleagă oamenii, mi se pare singura măsură deșteaptă care s-a luat în învățământul românesc de 90 încoace. Singura măsură deșteaptă ca să se termine o dată cu suspiciunile că vine la ea de la Vianu. Ați participat la corectură? La corectură, da. Ați participat? Am corectat de la județul Mehedinți. Profesor? Păi da, e normal să fie dacă am avut 2000 de lucrări. Se auzea la un moment dat că... Păi da, dar... Da. Știți ce vreau să vă întreb? Că la un moment dat... Păi a trebuit să găsim. A trebuit să găsim. Nu spun acum că noi suntem și într-o situație foarte... foarte pămuche de cuțit. Suntem nevoiți uneori să apelăm la profesori mai puțin pregătiți. Erau inclusiv profesori care habar n-aveau cum să aplice baremul de corectare, dar pe urmă a trebuit să fie și ei aduși pe linie, pentru că este criză de profesori. Nu se mai înscriu
la examene, refuză, își iau concedii și atunci te trezești că trebuie să aduci de la Cosopa, de la Falaștoaca, de la Gura Beliei să corecteze la, la Maiorescu, să-ți dat bine, ziceam înainte, acum corectează la Mehedin, dar la colegii naționale, gen Traian sau Decebal, că ăștia le iau pe amândoi, care sunt colegii foarte bune, așa, lucrări absolut remarcabile, cum am avut și eu parte. Și atunci ajunge în situația ca profesorul ăla să fie total derutat. Păi, dar au fost profesori care inclusiv s-au cerut afară din comisie pe motivul că ei nu au corectat niciodată la bacalaureat. De foarte ce? Interesant. Da, dar nu am avut ce să facem încă o dată. Aici, când e vina inspectoratului, eu nu ezit, n-am nicio problemă. Dar aici nu e vina inspectoratului. Nu am avut profesori. Ar trebui luată o măsură să îi oblige. Acum, eu nu sunt de acord cu... Eu sunt prin definiție, eu sunt un fanatic al ideii de libertate. Deci, nu sunt un tip al constrângerilor. Libertatea mea este mai presus de orice altceva. Dar, pe de altă parte, nu putem lăsa lucrurile să meargă așa. Până la urmă, toți suntem profesori și în momentul în care am absolvit o facultate și avem o diplomă, trebuie să ne asumăm și corectatul. Nu că eu vreau să fiu, eu nu vreau să fiu. Nu. Asta ar trebui practic să nu aibă nimeni voie să își ia concediu înainte de terminarea examenelor de evaluare națională și de bacalaureat. Și să nu mai fie întrebați. Pur și simplu, doamne, te prezinți la, nu că înscrieți-vă pe listă, la noi să fac liste cu două luni înainte, cine dorește, nu, hai să terminăm cu cine dorește. Că dacă ajungem la cine dorește, dorește unul de la cucuieții dândeal, îl pui și e mai slab decât lucrările pe care le corectez. Hai că dacă tot vorbim de cucuieții din deal și hai să vedem și rata promovabilității în județul Giurgiu după soluționarea contestațiilor. Iată, pe primul loc, iarăși putem să jucăm la pariuri, da? Colegiul da. Național Ion Maiorescu, 81,56%, Liceul Teoretic Tudor Vianu, 58,53%, Grup Școlar Dimitrie Bolintineanu, 37%, Seminarul Teologic Teoctist Patriarhul, 33%, da. Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu, 3,33%. Da. Liceul Tehnologic Giurgiu, 3,03%. Mă mir de unde iau și pe ea. Liceul Tehnologic Ion Barbu, 25,71%. Da. Liceul Tehnologic Mihai Viteazu Călugăreni, 4,55%. Prea mult. Liceul Tehnologic Miron Nicolescu, 4,41%. Da. Liceul Tehnologic numărul 1 Prundu, 31,82%. Liceul Tehnologic Ticu Dumitrescu Mihăilești, 20,16%. Da. Deci, oraș, da? Da. Liceul Teoretic Nicolae Cartojan, 21,43%. Și Liceul Tehnologic Udriște Năsturel Hotarele, 36,62%. Bun. Bolintin Vale Prundu Mihăilești Hotarele, parcă țin undeva mai sus. Da. Decât unele din municipiu. Care au fost primele două nume pe care le-am rostit eu? Navala și Chimia. Și al treilea este Călugăreniu. Dacă noi începând cu anul școlar 2015, desființăm aceste licee și știu exact ce spun, eu vă spun că dacă aș fi inspector general, nu mă interesează. S-a încercat o comasare, de ce nu s-a făcut? Păi eu stau să mă uit în gura unuia și altuia? Nu comasare. Desființare. Desființare. Și înființarea de școli profesionale. De școli profesionale. Adică acestea trebuie automat trecute în regim de școli profesionale, fără nicio clasă păi de liceu. Și aici deja avem o altă problemă, pentru că nu toți există. Părinții vor și acceptă ideea ca ai lor copii să meargă la un liceu. Dacă crezi că părinții acceptă ideea să se ducă la liceu naval și bună să ia 2% și să nu ia în viața vieților un bac, nu e adevărat. Știți părinții unde, trebuie și ei educați, pentru că măcar acel copil într-o școală profesională serioasă iese cu o meserie. Dacă nu este să devină competitiv la nivel intelectual, poate să devină competitiv pe piața muncii, poate să plece în afară, știți poate de, să învețe ceva. Știți de unde pornește toată vrerea aceasta a unor părinți? Nu asta este cauza principală în fiecare, da? Da? În fiecare speță. De la naștere, știm că se dă copilului o notă. Da. La nașterea prin cezariană se scade un punct. Da. Deci n-ai cum să iei 10. Da. Stabilești că naști prin cezariană. Cum ia copilul 10 și îl vezi la televizor? Că suntem, nu da. Vreau să dau exemple, acum sunt atâtea exemple. Da. Cu nota 10 după cezariană. Deci clar n-ai cum să iei 10. Este ambiția părintelui. Ce-i de vină sufletul ăla că s-a născut și nu s-a născut cu 10? Poate e un om de nota 10 în viața lui. Exact, asta trebuie deja gândit. Deja sunt niște cerințe
Și automat... Și niște pretenții aberante ale părinților și ale, până la urmă, și ale profesorilor. Pentru că, de fapt, la noi planurile de școlarizare se fac în funcție de interesele profesorilor. Ne iese catedra bine, nu ne iese, hai să mai băgăm bine, o clasă. Bine, este important rolul părintelui și nu o îndrumare a părintelui poate îți dă un pic de curaj. Mergi acolo pentru că poți. Exact. Deci, sigur că da, dar nu dacă tu ești chiar dar paralel crezi că cu perpendiculara. Stai să fim serioși. Bun, asta este în familii nenormale, dar sunt o mie, sunt în familii pe care nu le interesează ideea de învățătură. Lasă să termine acolo cum o fi un liceu nenorocit, o și ce dacă n-a luat bacalaureatul? Nu lasă să naște ambiția. Eu știu, să vede ce ambiție să naște, după rezultate. Să vede la călugăreni, să vede la navală, să vede la chimie și dacă vrei le luăm pe fiecare și le comentăm. Bun, zici tu de Prundu, ce e aia Prundu? Pentru ce ne trebuia nou liceu la Prundu? Pentru ce ne trebuia la Comana? Deci noi suntem... Vai de mama noastră, păi n-am înțeles. Ăsta e criteriu? Păi în momentul în care înființezi o instituție de învățământ, criteriul trebuie să fie valoric. Păi cum adică? Noi de-abia ne chinuim cu liceele astea, dintre care și din astea jumate ar trebui desfințate și tu înființezi pe acolo și pe acolo licee? Problema nu este asta că sunt liceele la țară, este. Ci faptul că părinții îi pun să facă naveta la Giurgiu sau la București. Nu, dacă ar nu, problema e cu totul alta. Problema este că acești copii, în loc să stea pe la liceele alea cu 2%, 3% promovabilitate, păi ar putea să stea într-o școală profesională în care să învețe meserie. Deci, repet, meserie, mai ales că sunt de la țară, mai ales că acolo poți să înveți ce vrei tu, agricultură, zootehnie, nu vorbesc de copii foarte buni, că sunt destui copii foarte buni, ei au posibilitatea să vină la oraș. Hai să fim serioși, unde s-a mai pomenit să înființezi un liceu pentru 2 elevi buni pe care ei? Nu există așa ceva, ăla are posibilitate. Haideți să ne concentrăm asupra, spuneți-mi noastră în mare, care au fost subiectele, deci ceva cu rolul cratimei, da? Ce rolul cratimei? Nu, stai să vezi. Nu. La primul subiect sunt 9 întrebări, n-am cum să ți le spun pe toate 9. Dar unele dintre ele au fost banale, niște sinonime. Într-adevăr, la una rolul cratimei de separa un vocativ, dincolo a fost rolul virgulei separa o construcție în vocativ, rolul cratimei care e de a elida o vocală și de a marca rostirea în aceea silabă a două părți de vorbire diferite, au mai fost, adică, întrebări de bun simț la primul subiect. La al doilea a fost un eseu despre, de exemplu, despre importanța sportului în viața noastră, care iar mi s-a părut extrem de accesibil și nu prea aveai cum să-l ratezi. De asemenea, la filologie despre importanța scriitorului în viața socială, care iar era un lucru, adică un eseu destul de generos, iar la partea a treia, slavă Domnului, au avut de ales între 3 scriitori dintre care erau, adică dintre cei mai cunoscuți, da? Adică la Real au avut între Creangă, ce mai avut? Arta construirii personajului. Da, construcția personajului într-o operă aparținând ori lui Ion Creangă, ori lui Călinescu, ori lui Marin Preda. Iar dincolo relația dintre două personaje într-un roman interbelic, adică tu puteai să înțelegi ori Inima Otiliei, ori Ultima noapte de dragoste, ori Liviu Rebreanu, Ion. Adică nu au avut, deci să nu căutăm probleme unde nu există. Și anume la subiect. Apropo despre arta construirii personajului și vorbind despre Călinescu, Enigma Otiliei, unul dintre elevii care și-a dorit foarte tare să obțină un rezultat pozitiv la examenul de bacalaureat, da, a scris: Otilia era o tipă introvertită pentru că nu avea cont pe Facebook nici Twitter, nu se bucura de avantajele lumii online, nu avea unde se spovedi în fața prietenilor din listă și nu numai. Și eu am crescut fără părinți de mică, la fel ca Otilia. Îi înțeleg tristețea. Da, foarte mic. Deci, lumea asta din... Candidatul atinge și povestea de iubire între Otilia și Felix. Așa. Otilia era un bun psiholog în sensul că i-a citit gândurile lui Felix. O apreciez pentru că și-a sacrificat iubirea pentru a nu-i sta în calea carierei. Și eu am făcut la fel când am aflat că iubitul meu vrea să lucreze în Olanda. Bravo. Viața asta... L-ai trimis în Piața Roșie, la Amsterdam. Nu mai știu, în unele perle... Bine. Cineva chiar scrisese că nu te-am înșelat, să știe toată lumea. Da, deci lucruri care n-au nicio legătură cu ideea de literatură, lucruri care n-au nicio legătură cu analiza textului literar. Adică, na... Bun, foarte bine. Și pe cine interesează chestia asta? Apropo de literatură, de text, de cuvânt, da? Poezii au fost... ceva cu versuri? Acum cu... nu.
De data asta nu. Deci de data asta nu și a fost bine pentru ei, pentru că toți se fereau de poezie. Da, de ce? Toți, deci e foarte clar că le vine mult mai ușor analiză să povestească, stilistică, să vorbească de personaje, decât să facă o analiză lingvistică, stilistică, analiză. Deci poezie e clar că nu le place. Da, și atunci pentru ei încă un avantaj a fost mai mult decât atât. Nici măcar la primul subiect n-au avut poezie, adică la lucru pe text, au avut tot operă dramatică, adică la ambele profiluri și, bineînțeles, acolo se descurcă mai bine. Adică, sau teoretic ar fi trebuit să se descurce mai bine. Adică, altfel spus, subiecte mai ușoare decât astea nu prea puteau să fie. Am pentru noastră o întrebare la care vă las să vă gândiți. Vă adresez acum și răspundeți după un material, pentru că, apropo de poezie, Marius Bațu o să vină cu un interviu pe care ni l-a acordat. Marius Bațu, când spui Marius Bațu, spui cumva jumătate din Poesis. Cine mai știe, cântă și pe versul de Zaharia Stancu, cine mai auzit și de Zaharia Stancu în zilele noastre. Dar să vă adresez întâi întrebarea. Dacă ați fi ministrul educației pentru o zi sau pentru o săptămână, sau mă rog, atâta timp cât ați putea să faceți ceva, să schimbați ceva, ce anume ați schimba în structura de învățământ prezentă, da, contemporană. Haideți să vedem interviul cu Marius Bațu și ne întoarcem cu răspunsul pe care ni-l va oferi domn profesor. În această emisiune avem un invitat cu totul și cu totul special și dacă spun Marius Bațu, sigur o să spuneți Flacăra, sigur o să spuneți Poezii și de ce nu colaborări multiple cu nume importante ale folcului românesc. Așadar, Marius Bațu, în această seară la Giurgiu, bine ați venit! Bine v-am găsit! Noi călătorim acum, așa cum bine v-am spus, aveți bilet pentru Giurgiu? Bilet pentru Giurgiu am, să vedem mai departe ce se întâmplă. Se întâmplă, am înțeles, o călătorie muzicală oferită de dumneavoastră astăzi. Ce anume ne veți interpreta? Pe unde ne veți purta prin muzică? Păi, în primul rând, pe malul apei, că de acolo ne tragem cu toții. Noi venim de la Constanța, avem povești care s-au întâmplat pe mare, mai triste, mai puțin triste, mai, nu știu... E o stare de spirit pe care o dă apa. Folcul dă o stare un pic mai... Folcul și apa. Melancolică și mai tristă și mai... Dar nu neapărat, pentru că dacă stăm să ne gândim, folcul este o muzică cu versuri, cu mesaj, o muzică ce te îndeamnă un pic și la melancolie, iar noi am putea spune că iubim folcul și pentru că are așa o patina timpului, dacă tot am vorbit de Flacăra, iar muzica cea mai frumoasă este muzica pe care o cunoști cel mai bine. Cu siguranță, așa este, da. Ar fi deplasat să încercăm să ne intrăm în alte zone muzicale din moment ce noi facem asta de o grămadă vreme și cred că fiecare ar trebui să-și vadă de treaba lui acolo, pe poteca și cărarea pe care el a bătut-o și o cunoaște foarte bine. E loc sub soare pentru toată lumea. E o zicală mai nouă care spune, spune-mi ce muzică asculți ca să spun cine ești. Credeți în sintagma asta? Da, de ce nu? Da, e valabilă, pentru că dacă mă dau pe mine ca exemplu, eu ascult muzică veche de peste hotare și de pe la noi. Aș vrea să spun că muzica veche e totuși cea care rămâne, așa cum spun americanii, a hundred year song, adică un cântec pentru 100 de ani. Așa a fost gândită muzica aceea veche, la vremea aia. Dacă stau bine să mă gândesc, cele mai bune două albume de muzică românească datează de acum 40 de ani. Este vorba de Canta Fabule, Phoenix, și Zalmoxe, Sphinx. Dacă rămân și cu Phoenix ați colaborat? Sigur, am avut vreo 2 ani de colaborări și cu Phoenix. Aveți colaborări cu mulți alți interpreți de valoare din România. Știu că la un moment dat ați reeditat cumva Poezis.
Poesis n-a trebuit să fie reeditată. Mă bun de pare pentru că da, lumea când spune dumneavoastră se gândește și acolo. Da, bineînțeles că trebuie să gândească acolo, pentru că acolo sunt începuturile mele și ale colegului meu Eugen Baboi, cu care coleg și prieten, cu care am avut până acum tot felul de experiențe frumoase, muzicale și nu numai. Avem 3 albume, cu, vreau să zic, ultimele 2 sunt făcute prin corespondență, el trăind la ora asta în Canada, eu fiind aici. Deci călătorit muzical. Da, sigur, e. Și cu norocul pe care, mă rog, tehnica modernă ni l-a hărăzit, iată că se poate. Okay, se trimit file-uri, se trimit idei, se face schimb. Apropo de colegul dumneavoastră, de Eugen Baboi, chiar înainte de interviu v-am spus că, văzându-vă înainte, înainte să vin aici, am ascultat piesa odată am ucis-o bravie și m-am gândit la noastră ca la Simon and Garfunkel de România. Da. Nu vă deranjează. Oh, deloc, e o onoare. Da, să fii comparat cu nume așa de grele în muzica pământului, e un compliment. Noi, la ora când cântam cântec șoptit, odată în Cisovrabie, știam de la Simon și Garfunkel un singur cântec, Cecilia, care era mai ritmat și care, mă rog, se potriva mai bine vârstei noastre. După aia am ajuns la colegi mai cu experiență să ne spună, băi, voi semănați foarte bine cu aia, două voci perfect armonizate, gitară, linii melodice ofertante și așa mai departe. Deci nu mă pot numai să gândesc într-o. Bun, te poți duce oriunde. Tot să vă pun să vă adresez o întrebare așa, mai clișeu. Să privim un pic și spre viitor în călătoria noastră. Ce urmează? Urmează un album pentru anul. Un album Poesis, bineînțeles. Poesis. Sigur. Asta cred că bucură pe toți telespectatorii. Haideți să le transmitem și un gând bun la Panoramic și pentru Digi TV. O vară frumoasă și să mâncați sănătos! Sper că l-ați recunoscut pe Marius Bațu, jumătate din Poesis. V-am pregătit și 2 melodii ale sale, una ceva mai încolo și una la sfârșitul emisiunii. Prima va fi Am uitat de mult cum arăți, iar cea de-a doua nu știu în ce parte se află apusul. Sună așa că am dezorientat titlul melodiei, dar ne găsim busola și către puțină muzică. Revenim la emisiunea de astăzi, inspirație, transpirație, procentaje, BAC, vorbim cu domnul profesor Mugur Burcescu, profesor de limba română, a asigurat și corectură, o bună parte din corectură la examenul de BAC 2015 și revenim, suntem datori cu răspunsul la întrebarea ce ați face dacă ați fi ministru educației pentru o zi, pentru o săptămână, timp în care să puteți face efectiv ceva. Te nu spuneți că multe sunt, și atât. Păi ba da, sunt atât de multe încât trebuie să selectez din ele. În primul rând, aș restructura toată rețeaua școlară de la nivelul întregii țări, în așa fel încât procentajul liceelor să fie, de să zicem, 25-30%, iar procentajul școlilor profesionale să fie până la 65-70%. În al doilea rând, aș face un studiu de fezabilitate la nivelul fiecărui județ pentru a armoniza cererea cu oferta. De ce fel de oameni avem noi nevoie în județ, ce fel de, unde este deficit de locuri de muncă, în ce domenii să-i pregătim. Să creăm și în felul acesta creăm niște școli profesionale în funcție de necesitățile societății. În al treilea rând, aș reintroduce examenul de admitere la clasa a noua. În al patrulea rând, aș cam desfința toate facultățile astea particulare care au răsărit ca ciupercile după 90. În al cincilea rând, aș desfința toate facultățile... Dar sunt facultății particulare mari în lume. Păi în lume, dar nu și în România. Deci cu standarde, dar da? Dar noi n-a prins, pentru că ea tocmai... Nu le desfințăm, le ridicăm standarde. Nu putem. O să vezi de ce. Nu mai putem să ridicăm niciun standard, pentru că la noi învățământul, în loc să se dezvolte pe verticală,
adică pe baza unei ierarhii stricte, s-a dezvoltat pe orizontală și ne-am umflat, exact ca broasca aia care a vrut să devină cât bou și a crăpat. Și acum Spiru Hăret a crăpat, s-a dus dracului. Nu mai au niciun fel de clientelă, că ei studenți n-au avut niciodată, au avut doar clienți. Dar asta e altă discuție. Și după ei altele și altele și altele. Adică, cu cât vom fi mai exigenți, cu atât vom fi mai performanți. Altfel nu avem cum. Și din învățământul în învățământul de altă dată, care avea numeroase sechele, și ăla, învățământul ce a ucis, după care plâng mulți, avea o groază de sechele, nu e momentul să le spunem. Să nu spune timp. Că ați introduce treapta a doua. Ba da. Ba da. Exact asta aș face. Ca și reintroduce treapta a doua. Nu sunt destule emoții? Dar de ce? Emoțiile ne întăresc. O verificare? Ce nu te doboră, te face mai puternic, nu? Nici a zis chestia asta. Pentru ce? Pentru consolidare? Pentru asta ați introduce pentru, treapta a doua? Pentru selecție. Deci poate sunt unii care nu pot decât până la clasa 10 și de la clasa 10 li se oferă posibilitatea să devină absolvenți de clasa 10. Că sunt, din da, să, că sunt 10 să creeze locuri de muncă pentru exact. Absolvenți de clasa 10. Teoretic așa ar trebui, pentru altfel că tu știi că la ora actuală învățământul obligatoriu este până la clasa 10 inclusiv. Și atunci de ce să nu introduci treaptă? Bun, hai să zicem că asta ar fi... Dar să aibă unde să lucreze după, adică da, șansa, obligat, mă rog. Să aibă șansa respectivă. Bun. Și după aia... ce să spun? Că vă mai trebuie un coleg profesor și pe la minister. Da, exact. La ministerul muncii. La ministerul muncii, da. După aia, aș face o selecție foarte riguroasă a cadrelor care vin în învățământ, în contextul unei salarizări care e cum e, se simte faptul că oamenii bine pregătiți nu mai vin în învățământ și e un mare păcat. În seara asta la Giurgiu TV, la știri, probabil că vom afla și rezultatele. Astăzi au fost contestațiile soluționate la examenul de titularizare. De titularizare sau de definitivat? Parcă era și definitivat, tu era sau parcă titularizare. Oricum, nicio surpriză. Adică ne vin candidați din ce în ce mai slabi și totuși reușesc să pătrundă în învățământ. Și atunci, dacă ei sunt neștiutori de carte, cum să fie știutori de carte elevi? Acum... îmi puneți mie întrebări din astea. Păi? Apropo de viață, că am spus că să fie compatibil cu viața, da? Cu viața social, cotidiană, cu tot ceea ce ne înconjoară, da? Că dacă îi dăm doar 10 clase în mână, o diplomă cu 10 clase, trebuie să aibă ce să facă cu ea. Exact. Adică să nu creăm o viață utopică. Nu, corect. La cerința a treia, de la primul subiect, elevii trebuiau să construiască o locuțiune sau expresie care să conțină cuvântul viață. Da. Unul dintre candidați pare să se fi inspirat din viața politică a României. Politic, Ponta și-a luat viața cu operația în Turcia. Da. Ați validat un asemenea răspuns? Da. Păi da, pentru că aș lua viața este o expresie care integrează cuvântul viață. Deci e corect. Ruxandra era foarte îndrăgostită de muzician. Îi voia banii, de fapt. Asta se întâmpla și pe vremea aia cu banii. Femeile voiau statut. Profa ne-a zis că perioada asta intervelică a fost cea mai șmecheră dintre toate. Femeile așteptau, iar bărbații munceau, dar dăteau dovadă de bărbăție. Asta nu știu la ce bănuiesc, că la... Nu știu în ce context a fost chestia asta, oricum e... Nu merită comentată, așa. Perle, tot așa... 2015. Noutățile autorului sunt să ne impresioneze pe noi cititorii dacă om fi sau ele pot să accentueze sau să aplaneze drama dintre cele două personaje. Bine, asta nu... Asta e o frază și fără predicat, absolut aberantă. Și fără predicat, deci, da. Un fel de farfuridii. Da. Pe mine sportul nu mă ajută, deoarece după o noapte de băută cu băieții în cartier nu mai am timp să fac și sport. La educația fizică, proful ne-a spus că și relațiile intime intră în sport, deci și asta e un sport. Deci cred că au ceva cu... Apropo de ceea ce spun profesorii, este foarte important ce spun profesorii la clasă, pentru că însăși... Bine, profesorul face o glumă și prostul o ia de bună, știi, cam așa vine. Elevii zic, profa de română nu ne predă nimic, ne pune să copiem dintr-o carte, zice ea, care are salariul prea mic ca să facă una ca asta. Bun, dacă ai salariul prea mic, pleci din învățământ. Asta este... Și e posibil să, că ăsta să aibă dreptate. Bine, și în legătură avea chestia asta cu examenul de bac. Nu putem să demonstrăm, de bac. Doamne ferește. Nu, dar e simplu, posibil. Da, asta este. Sunt oameni care asta fac. Pun copiii să copieze din carte. Dacă copiază din carte bine, au 10. Dacă nu copiază, au 3. Și cine stă să... Poți să scrii și prospectul de la aspirină, că... Da? Cine păi citește eu ce spun, dar ce legătură are asta cu ideea de învățământ? Rolul verbelor la perfect simplu e să ne spună că Ioan Slavici era oltean. Da, asta nimeni final perfect, s-a aflat de ce, da? Da. Care-i e cu cratima, ca să nu se confunde cu orașul care-i?
De unde am și eu o rudă care se scrie cu literă mare. Da, mișto. Arghezi, cine să-l integreze pe omul ăsta? Sunt sigur că viața lui era tristă, pentru că nu avea prieteni cu care să iasă la o bere. Ia uite, Arghezi. Da. De-aia a scris poezii triste. Eu și tatăl meu nu avem comunicare prea bună. El îmi spune mereu să nu mai vin dimineața de la club, eu îi spun că distracția maximă începe după miezul nopții, dar nu mă ascultă. Așa că în loc să comunicăm, ne certăm. Da. Bine, astea sunt problemele. Da. Totuși, interesant că între perlele astea mai găsim și câte un răspuns valid. Corect, exact. Trebuie să trecem de faza cu amuzamentul, da, și să ne uităm. Iată, că eu am văzut prima dată valoarea aceea amuzantă. Că, na. Da. Copilul conștientizează viața din jur. Da. Da? Se raportează la ce spune profesorul, tata, ce au de la televizor că face premierul sau, eu știu... Exact. Și mai scrie câte o năzbâtie din ceea ce n-ai cum. Da. Deci tot mediul lui înconjurător trebuie să... Da, păi gândește-te că la un moment dat, pe vremea Facebook, că se studia școala, nu știu câți copii au scris în loc de Miron Iuga, Miron Cosma. Că era Miron Cosma la modă, că venea în București să sfărme capete de studenți. Și toți, domne, adică nu 1, 2, 3, vreo 10 au scris în loc de Miron Iuga, Miron Cosma. Păi și acum cu Sorin Câmpeanu, eu era să zic Radu Câmpeanu. Da, deci apropo de da, liderul PNL de pe vremuri. Mănăstirea într-un picior, zice Da, exact. Am avut la un moment dat tendința să vă întreb, așa, știi, care a fost prognosticul pe Giurgiu. Bine, în afară de Maiorescu și de Vianu, dar am văzut că v-ați... V-ați aliniat așa cât de da, cât adică la mie rezultatele alea mi se par plauzibile. În afară de cel de la Prundu, care mi se pare suspect de mare, în rest mi se par plauzibile. Hai să fim serioși cu Prundu. Și asta iar e o discuție. Prundu, Comana, Mihai... Dom'le, cum are un primar o ambiție? Un primar care, da, poate să stea bine și el cu cartea, dar poate să fie un primar din asta mai cu puțină știință de carte. Dar important e să aibă ambiție. Și atunci, domnule, de ce să n-am și eu liceu la mine? Și, bineînțeles, onor ministerul aprobă cu mâinile amândouă. Eu nu știu cum pot să autorizeze și să acrediteze asemenea licee. În condițiile astea, în care noi vedem clar că avem o inflație de licee, deci în condițiile în care... Mie nu se pare rău să avem un liceu la țară. Nu, dar dacă ai cu ce să-l populezi. Dar dacă n-ai cu cine să-l populezi, pentru ce să-l faci, pentru ce să împrăștii și să diluiezi populația școlară? Doar pentru faptul că nu poate la să facă naveta 20 de kilometri. Ai greu, domn profesor, să faci naveta. Da, dar nu poți să faci copii. Încă o dată, nu poți să faci instituții școlare pentru fiecare copil. Atunci să facă la el acasă, fiecare în casa lui să-și facă liceu, să vedem ce iese. Deci nu poți, trebuie să ai în cap o structură ca să obții performanță. Păi când tu te împrăștii așa și când orice primar, poate el are 4 clase, dar are și el ambiții, cum avea ăla din Caragiale, să treacă trenul până Mizil, mai țineți minte schița aia în care primarul promisese alegătorilor că trenul internațional va trece până Mizil și cea mai mare realizare să vadă trenul ăla că oprește în Mizil și că și toți să trăzeze acolo ca la urs, parcă nu mai văzuseră tren în viața lor și erau de o mândrie și de o veselie. Dar nu și-au pus problema, dumne, cu ce populăm noi? Stai puțin, ca și la Giurgiu. Deci unii eludează problema, mie nu-mi vine să cred așa ceva. Am avut și la Giurgiu primari care fantazau că fac campusuri universitare, că, doamne, dumneata, ești în realitate? Sau ești undeva în cosmos? Sau ți-a luat mințile politica și nu mai gândești raportat la realitate? Păi când toată populația noastră dă valoare, migrează către facultățile din București, cu cine faci tu? Adică nu ți-a ajuns că ai făcut cohorte de analfabeți cu diplomă de liceu, vrei să-i faci și analfabeți cu diplomă de facultate? Deci, da, parcă suntem nebuni. Și vorbim, ne întrebăm de ce rezultatele astea. Ei, vedeți de ce nu sunteți ministru? Păi cum de ce? Păi în primul rând că nu sunt în politică și nu voi fi niciodată în politică. Și în al doilea rând că dacă aș fi ministru, aș face ce vreau eu. Nu ce vrea partidul. Să fie clar. Păi, încă o dată. Da. La nivel național, majoritatea absolvenților s-au declarat mulțumiți de rezultatele obținute la examenul exact de bacalaureat. Exact ce spunem, pentru că subiectele au fost accesibile. Astfel că... foarte puțin, mai puțin de 5.000 au depus contestații. Da, dar și aici, bine că mi-ai ridicat mingea la fileu. Cred că cele mai multe contestații au fost la Giurgiu. Și au fost la Giurgiu la proba de limba și literatura română. Numai la Maiorescu au fost peste 100 de contestații. Eu acum întreb, toți ăia au fost nebuni?
Deci, la proba de limba română s-a întâmplat ceva halucinant. Copii care, la mine, care nu sunt un om care aruncă cu note, au avut 9 și 10 toți cei 4 ani. Acum au luat 6,20, 6,85. Lucrări de 11 pagini, lucrări care au fost în subiect și au luat 6,85. Copil care a scris 7 pagini și mi-a spus ce a scris și cum a scris și asta a trezit cu 4,40 și a picat bacul. Deci ce s-a întâmplat acolo, eu am spus foarte clar, trebuie neapărat, nu știu de la ce nivel, dacă nu e nimeni în stare, cred că o să o fac tot eu, sesizat ministerul despre modul cum doamnele de la Ialomița au corectat aceste lucrări. Pentru că întâmplarea a fost... Nu sunteți mulțumit. Vai de capul meu! Deci cel puțin 50 de exemple dau în care cele lucrări au fost subevaluate. Și să nu-mi spună mie cineva că, domne, dacă erau bune, să rezolvau la contestații. Păi, primul, contestațiile s-au trimis la București, bun, asta a fost în regulă, că nu le-au făcut tot ei, dar în al doilea rând am suspiciuni că cei care au corectat știau nota anterioară și ca să nu-și bage colegii în rahat, cum se spune, au dat o notă apropiată. Înțelegeți? Ați ocupă Sherlock Holmes până la capăt. Da, da. Pentru că nu accept, nu admit așa ceva. Adică, încă o dată, de ani de zile, copiii ăștia iau 9,20, 9,15, 9,40, 8,70, 8,90, 9,90 și acum, dintr-o dată, coboră la 6, 7 și 8. Toți elevii de Maiorescu sunt de 6, 7 și 8. Pentru asta trebuie să faceți o analiză. Da, am făcut o analiză, să vede clar. Și întâmplarea face să-mi fi întins eu niște antene. Și am aflat niște lucruri. Am aflat că, de pildă, onor corectoarele de la Slobozia, așa fac tot timpul. Nenorocesc copiii care le vin din altă parte. Dau niște note execrabile. Cred că acolo e o zonă crepusculară în care ministerul ar trebui să intervină. Pentru că eu mai și cunosc niște personaje de acolo și știu câtă carte au. Au facultățile făcute la X și 0, făcute pe un calculator la ID și acum vin și aplică BRM-ul ăla cu ochelari de cal. Mie mi s-a întâmplat următoarea chestie. O să vorbim și despre aplicarea BRM-elor, neapărat. A avut ministerul inspirația să dea exemplu la sinonime. Păi au fost proaste care, dacă s-a găsit alt sinonim, n-au punctat că nu e cam barem. Deci ne luăm niște exemple. Și am avut personaje, scuzați de expresie, care eu nu punctez că nu e cam barem. Bă, voi sunteți bolnavi la cap? Cum adică? Adică dacă eu îmi zic în loc de era cinstit, onest și dacă eu zic loial, nu-mi punctez că nu e onest ca în barem? Păi e posibil așa ceva? Nu, da, mai vorbesc ce aberații au făcut. Băi, toate exemplele toate. Nu se poate. Sau aveam la eseul al doilea argumentativ, unde sunt niște chestii niște structuri fixe, cu în primul rând, în al doilea rând, în concluzie. Păi nici pe alea nu dădeau punctajul. La un moment dat am făcut mai câțiva ani în urmă, am fost chemat la o reverificare de lucrări și am văzut lucrările de 3,75, care mie mi-a ieșit pe bune 6,80. Deci lucrarea fusese depunctată cu 3 puncte. Și când mă uit, de unde Dumnezeului vine? Când mă uit la eseul ăla prăpădit de 20-30 de rânduri, cu primul rând în al doilea rând, eu dădusem 22 de puncte, ea dăduse 8 puncte. M-am uitat, mă, asta nu e sănătoasă la cap, că avea toate structurile. Păi când am discutat pe urmă, păi stați să vedeți că mie, dacă nu-mi face nu știu ce conector cu coană, baremul nu-ți dă voie să inventezi tu lucruri. Baremul este ca să te ghideze, să nu faci prostii. Ei, și dacă în felul ăsta au corectat, mai ales că am auzit niște chestii aberante, că, mă rog, nici nu, eu acum îți dai seama că rămâne la nivel de zvonuri. Hai să punctăm cu bareme, să terminăm. Păi cu baremul, de barem e vorba. Am înțeles. Că ele încep să ia prin scădere. De exemplu, cum scrie acolo, două scene relevante în care din care se rezulte trăsuie de caracterele persoanei. Păi dacă el bagă o scenă aici și mai vorbește, mai nu știu unde, aia nu o punctează decât pe prima. Sau ceva de genul ăsta. Adică, domne, de-aia este literatură. Ca tu să structurezi lucrarea așa cum vrei tu. Apropo de literatură, trebuie să vorbim și despre acest aspect. Dumneavoastră, ca și profesor de limba română, v-ați apucat să scrieți și niște teste de limba română, dar și cărți, da? Și aveți și publicat un roman. Vom vorbi și despre acest aspect. Am aflat de ce nu sunteți ministru, da. Dar sunteți, în schimb, președintele Asociației Pro Maiorescu. Vorbim despre acest subiect după ce onorăm promisiunea pentru telespectatori. Cu aceea, melodia. Da, am uitat de mult cum arăți. Noi nu uităm subiectul și ne întoarcem cu domn profesor Mugur Purcescu după melodia interpretată de Marius Bațu. Să auzim! Ah!
Timpul ne presează, mă fac atent colegii din regie și până și invitatul meu de astăzi, domn profesor Mugur Burcescu, că nu mai avem timp și că, să fiu atentă, că eu deja am luasem în primire o temă, îmi dătesem singur o temă, făceam un exercițiu la limba română, din cartea publicată de profesorul Mugur Burcescu, teste de limbă română pentru admiterea în învățământul superior pentru Academia de Poliție, școli de subofițeri, drept și limbi străine. Deci foarte tare, ca să zic așa, pentru că una se dă la drept. Da, sunt teste diferite și de cu grade diferite de dificultate, da. S-a vândut bine? Păi, cum să spun, în general să știi că a circulat cam prin toată țara. Deci foarte am primit comenzi din Argeș, din Buzău, din Focșani, din Constanța, din București, deci da, n-a fost... Am rămas de tot cu răspunsul pentru să vorbim despre asociația Promaiorescu. Promaiorescu, dar haide să termin cu cărțile, dacă tot m-am apucat. Da. Oameni de treabă, tot o carte a... De data asta un roman, un care roman. Da, a fost publicat la o editură importantă bucureșteană și care între timp a participat la mai multe festivaluri internaționale de carte. Pot să o iau să o recomand în emisiune? Bineînțeles. Eu m-am recomandat de carte? Bun. Deci a participat la festivalul de la Paris, a participat, acum este la festivalul de la Beijing, a fost la festivalul de carte de la New York, deci cartea asta s-a plimbat într-un an mai, mai mult decât... Am mai și vorbit și noi de ea la Panoramic, odată când am vorbit despre scriitor jujuveni. Da, haideți, dacă mă lăsați să vă prezint, da? La momentul rememorării se păru că, de fapt, ziua aceea a avut ceva straniu, prea multe contraste, o prea bizară combinație cromatică, o vară ca în tablourile Trompe d'œil, cu fric și soare amestec... inextricabil de agonie și plenitudine, văd și scris foarte mărunt, o lumină solară, parcă vomată din... Vișelele. Hai să nu mai spunem. De ce? N-am înțeles. Că este, mă gândesc așa, să nu stricăm vara. Da. Un galben delir, metamorfozându-se în crepusculul sângerând, deși atunci nu avusese absolut deloc această senzație. Bine, e o carte de citit și m-am gândit să păstrăm așa un moment mai...
după Poesis, știți, după versuri de Zaharia Stancu. De altfel știi că am făcut lansarea și în Giurgiu, mă rog, inițial am făcut lansarea la București, unde am avut peste 120 de oameni care au venit, după care am făcut o lansare în Giurgiu, a fost destul de spectaculoasă, se poate vedea pe net, sunt multe... Și mă bucur, că... Ați trecut-o la capitolul realizări și tot la capitolul realizări trecem și faptul că sunteți președinte al Asociației Mai nou, Pro Maiorescu. Din secretar am fost avansat președintele Asociației Pro Maiorescu și sper să dacă vrei să scap de cineva, mai bine l-avansezi. Da. Nu, în cazul de față, cum să vă spun, chiar s-a muncit în această asociație și s-au văzut rezultatele concrete. Că am fost prima clădire, prima aripă a clădirii liceului, ni se datorează, fără discuție. Adică cele 6 clase. Știu că ați oferit și niște premii. După care am oferit premii olimpicilor. Acum, chiar astăzi am semnat actele ca să dotăm liceul cu o stație audio în valoare de 75 de milioane de lei vechi. Am dotat biblioteca școlii cu cărți în valoare de vreo 55 de milioane de lei vechi. Eu sunt tot pe stilul vechi și în general am reușit să facem destule lucruri pentru liceu în acești 4 ani de când am luat ființă. Da, și apropo de făcut, lucruri care sunt făcute, noi trebuie să mai facem o emisiune împreună, domn profesor, pentru că, iată, avem multe de spus și nu, am înțeles, deci nu mai avem timp. Nu știu în ce direcție se află apusul, ca să parafrazez pe Marius Bațu, pentru că urmează să ne cânte. Nu știu ce urmează să mai discutăm în emisiunea următoare cu domnul profesor Mugur Burcescu, pentru că contează foarte mult ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Eu vă invit oricum la o nouă emisiune panoramică marțea viitoare. Până atunci, trăiți clipa, savurați momentul. Marius Bațu, nu știu în ce parte se află apusul. Unii spun că ești încă frumoasă, eu nu te mai văd azi în niciun fel. Altă dată viețuiam în colibă și visam că trăim în castel. Pot să mă duc într-o vale adâncă și să-mi spui că mă porți pe câmpie. Ori despre un drum de mărunte răstare, să-mi spui că e o bătrână plăsie. Nu știu în ce parte se află apusul, nici de săritul încotro vine. Cu cât ești mai oră, cu atât lumea o vezi mai bine. Cu cât ești mai oră, cu atât lumea o vezi mai bine. Nu mai văd nici măcar mâinile când le duc la gură să-mi le mușc. Altădată ochiam staua polară și trăgeam în ea s-o împuș. Unii spun că ești încă frumoasă, eu nu te mai văd azi în niciun fel. Altădată viețuiam colibă și visam că trăim în castel. 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 Nu știu în ce parte se află apusul, nici răsăritul încotro vine. Cu cât ești mai oră, cu atât lumea o vezi mai bine. Cu cât ești mai oră, cu atât